Da, doamnelor și domnilor, și mergem în acest moment la Tribunalul Constanța. Acolo are loc chiar în acest moment un protest pentru Sebi. Este unul dintre tinerii care și-au pierdut viața în tragedia de la 2 mai, accident produs de altfel de Vlad Pascu. Judecătorii urmează să decidă dacă Vlad Pascu va rămâne sau nu în libertate. Cătălina Buzoianu este în acest moment acolo și ni se alătură și cu imagini, dar și cu informații. Te ascultăm, Cătălina. Bun găsit tuturor! Vorbim de câțiva tineri, viitori avocați, studenți în acest moment la Facultatea de Drept, impresionați, evident, de durerea prin care trec părinții lui Sebi și ai Robertei și care au decis, iată, astăzi să vină aici în fața Tribunalului Constanța. Nu e întâmplătoare prezența lor aici, pentru că știm, astăzi Vlad Pascu a cerut prin intermediul avocaților, evident, să fie trimis în arest la domiciliu, să îi se schimbe, practic, măsura preventivă. E bine, ei s-au strâns aici și cer drept pentru Sebi și pentru Roberta. Evident, vor ca Vlad Pascu să rămână în continuare în spatele gratilor și vă spuneam că tocmai de aceea s-au strâns aici. Iată, au poze cu cei doi tineri care și-au pierdut viața în accident și au și aceste foi pe care au scris dreptate pentru Sebi și Roberta, corupția ucide. Vor așadar ca cel care se face vinovat de tragedie, de moartea celor doi tineri și rănirea altor trei, să răspundă și să primească o pedeapsă pe măsura faptelor sale și nu una mult mai puțin aspră, așa cum și-ar dori, evident, și cum se luptă avocații lui. Vă reamintesc că totul se întâmplă astăzi, când Vlad Pascu le-a cerut magistraților să fie trimis în arest la domiciliu, pentru că, din punctul lui de vedere și al avocaților, cele 8 luni petrecute în spatele gratilor au fost suficiente pentru ca el să se schimbe în bine. Mulțumesc foarte mult, Cătălina!